cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a celei mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi postat zilnic slujbe transmise live din România și din Muntele Athos, predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara și Doamne ajută, bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară l-avem din nou alături de noi pe Părintele Iustin Petre, stareț Mănăstirii Sfântul Ioan Casian. Sărul dreapta, Părinte, și bine ați revenit la noi. Cu drag, bine v-am regăsit. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte să intrăm în discuții, ca de obicei, invit pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, să dea un like, să distribuie acest live și dacă n-ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați. Tema din această seară foarte frumoasă și foarte interesantă, despre prietenie, din perspectiva Sfântului Ioan Casian, desigur. Așadar, sunt chiar curios, cum vedeau prietenia părinții pusnici, mult nevoitorii ai pustiei? Nu foarte diferit de ceea ce ar trebui să fie prietenia în realitate și ceea ce este prietenia în toate timpurile istorice, de la începutul omenirii până la sfârșitul veacurilor. Sfântul Ioan Casian ajunge împreună cu prietenul său German, ei erau într-o frăție duhovnicească, ajunge la un părinte pusnic, Iosif, care, spre deosebire de ceilalți părinți, spune Sfântul Ioan Casian, cunoștea foarte bine limba greacă. Prin urmare, n-a fost nevoie să vorbească cu el prin tălmaci, folosind un traducător, ci au putut să discute în mod direct. La început, părintele Iosif i-a întrebat dacă nu cumva sunt frați de mamă și, aflând că sunt frați duhovnicești, s-a gândit că cel mai potrivit este să le vorbească despre prietenie. Practic așa începe dialogul Sfântului Ioan Casian cu părintele Iosif despre prietenie. Bineînțeles că tema aceasta a prieteniei a fost discutată. S-a vorbit mult despre prietenie în istorie. Mari filozofi precum Cicero, Seneca au vorbit și alții în decursul istoriei. Părinții bisericii au vorbit pe această temă, ne amintim de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Ioan Casian, pe care a cărui perspectivă o să o dezvoltăm în seara aceasta. Și mulți, mulți alți gânditori au abordat tema prieteniei. Suntem familiarizați cu ea, ceea ce ne surprinde este faptul că
ceea ce m-a surprins pe mine este faptul că părinții pustiei nu gândeau diferit prietenia față de gânditorii laici. Există un consens, o conglăsuire pe această temă și lucrul acesta face ca să ne demonstreze că viața, oriunde se petrece ea, în căsnicie, în pustie, oriunde, în mănăstire, în pustia lumii, a marilor orașe, într-un orășel mai puțin populat, la țară, oriunde, nu este viață împlinită dacă nu se realizează printr-o prietenie adevărată. Acum, ce înseamnă prietenia adevărată? Vom încerca să descălcim subiectul acesta în ora care urmează. Să îi amintim și pe gânditorii sceptici înainte de a intra în subiect, care nu prea credeau în prietenie și a căror învățătură se rezuma la câteva, cum să le spun eu, dictoane. Prietenii se țin cu cheltuială multă sau cel mai bun prieten al omului este punga cu bani și sacul cu mălai. Dar asta nu știam, sincer. Interesant. Aștia erau gânditorii sceptici în privința prieteniei. Totuși, unii dintre ei recunoșteau că este foarte ușor să te numești prieten, dar a fi prieten cu adevărat presupune o mare nevoință, un efort dublu, un efort susținut în egală măsură de ambii prieteni care se pretind a fi prieteni sau care își doresc o prietenie adevărată. Prietenia ar trebui să fie precum căsnicia, recunoșteau chiar și acești filozofi sceptici, adică să dureze toată viața și vom vedea că pentru Sfinții Părinți prietenia trebuie să treacă dincolo de mormânt, să fie veșnică. Așadar, iată, să revenim la Sfântul Ioan Casian, să vedem cum a discutat el problema prieteniei cu Părintele Iosif. Părintele Iosif, în primul rând, a încercat să deosebească prietenia adevărată de tovărășie, așa le numește el. El spune că sunt multe feluri de prietenie pe care mai degrabă ar trebui să le numim tovărășii. Vedeți, cuvântul tovarăș, tovărășie, ne amintește de o epocă nu de foarte mult timp apusă. Evităm, prin urmare, în zilele noastre să folosim aceste cuvinte, tovarăș, tovărășie, și preferăm să folosim cuvântul domn, doamnă sau prieten. Dar, iată, vine un părinte din secolul IV și ne atrage atenția că pentru corectitudinea semantică a termenilor ar trebui să revenim și să ne asumăm riscul, știi, unde a fi. Poate după o generație, două, când se mai uită. Da. Să revenim la termenul de tovarăș, pentru că să fim serioși, ne uităm și noi în stânga și în dreapta, nu toate femeile pe care le cunoaștem sunt doamne, mai degrabă le numim tovarășe. Așa, și la fel, nu toți bărbații pe care îi cunoaștem sunt domni. Asta dacă mai avem responsabilitatea termenilor și înțelegem ce înseamnă un domn și o doamnă și ce presupune această domnie. Pe de altă parte, vom vedea din discuția din seara aceasta că nici prieten nu e prea bine să-i numim, pentru că încet, încet o să înțelegem pe măsură ce înaintăm în cuvântul Părintelui Iosif care este sensul adevărat al prieteniei. Ca să spun în avans, să divulg tema din seara aceasta, pentru el prietenia era mai presus decât dragostea, mai presus decât iubirea. Sau, ca să ne exprimăm altfel, era
forma cea mai curată a iubirii sau forma împlinită a iubirii, forma cea mai înaltă a iubirii este prietenia. Așadar, nu poți să numești prieten chiar pe oricine, pentru că n-ai atins cu el aceste subtilități intime, sufletești și intelectuale, astfel încât să îi atribui acest termen. Și dacă o faci, o faci în detrimentul semantic al cuvântului. De aceea eu propun să revenim la cuvântul tovarăș, pentru că e mult mai apropiat de sensul de dicționar, ca să zicem așa. Pentru că vom vedea că ceea ce leagă oamenii între ei sunt mai degrabă tovărășii. Începutul acestei legături este într-o învoială oarecare, care aduce un anumit câștig și unuia și celuilalt. Win-win, adică să câștigăm amândoi ceva. Dar pentru acești oameni, atrage atenția părintele Iosif, prietenia va înceta odată cu interesul. Pe de altă parte, prietenia poate să apară între oameni care au o asemănare sau o identitate de vederi, au un scop comun, cel puțin pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Astfel de prietenii pot să apară, sau tovărășii să le numim, pot să apară și între oamenii răufăcători, între tâlhari, criminali. Poți să ai un prieten de pahar, nu? De fapt, un tovarăș de pahar, poți să ai un tovarăș de bârfă, poți să ai un tovarăș de ciupeală, să zic așa, nu? De o mică afacere. Sunt fel și fel de astfel de tovărășii care de departe nu merită să le atribuim numele de prietenie. Ar fi o nedreptate făcută, adusă termenului și conceptului de prietenie. Mai departe, spune părintele Iosif, trebuie să recunoaștem că există și o tovărășie firească sau o prietenie firească, de data aceasta între cei care sunt legați prin rudenie de sânge. E o tovărășie între frați, e o tovărășie între rudele apropiate, între veri, există și o tovărășie între cei care se încuscresc, nu? Prin botez, prin taina cununiei și așa mai departe. Dar iarăși și aceste tovărășii sunt departe de a putea să fie numite cu numele prieteniei. E mai degrabă un fel de atracție, de afinitate în interiorul familiei mici sau a familiei mai extinse. Părintele Iosif spune că astfel de tovărășii le vedem și la animale, cu atât mai mult la oameni. Vedem că corb la corb nu-și scoate ochiul, nu? Zice el, chiar animale foarte feroce, cu un comportament agresiv, feroce, atunci când sunt în turma lor, în haita lor, nu se atacă unele pe celelalte, dimpotrivă, par să aibă un mod de conviețuire pașnic, tovărășesc. Așadar, ce este până la urmă, nu, totuși, adevărata prietenie? Vedem că tovărășiile presupun un fel de atașament care este comun și celor buni și celor răi, în funcție de scopurile comune pe care și le propun, care apare și la fiarele sălbatice, dar aceste tovărășii sunt întrerupte deseori, fie de depărtarea celor doi, ochii care nu se văd se uită, nu? Spunem noi, fie de trecerea timpului, timpul le rezolvă sau le șterge pe toate, fie de neînțelegerile care apar pe parcurs între cei doi,
sau fie de conflictele de interes. La un moment dat, cei doi pot să ajungă să se lupte pentru împlinirea aceluiași interes comun. Sau fie de încetarea interesului. La un moment dat, nu mai ai interes comun cu celălalt să te vezi și pur și simplu așa zisa prietenie se destramă ca prin farmec. Pentru că prieteniile, spune Părintele Iosif, din interes, încetează odată cu interesul. Prin câte astfel de prietenii, așa zise prietenii, n-am de conjunctură. De conjunctură n-am trecut fiecare dintre noi în viața aceasta și poate că sigur vom mai trece. De fapt, întreabă Părintele Iosif, care e temelia, fundamentul acestor tovărășii pe care prea lesne, prea ușor le numim prietenii? Este slăbiciunea și lipsa. Oamenii, ca și animalele, se adună în grupuri mai mari sau mai mici, se însoțesc din slăbiciune și lipsă. Dar să numești pe cineva prieten, pentru că prin el ai posibilitatea de a-ți procura ceea ce n-ai putea să procuri, să acumulezi prin tine însuți, asta dă o dimensiune josnică a legăturii prieteniei. Pentru că doar dacă interesul ar închega prieteniile dintre noi, atunci tot interesul este cel care îl va schimba această prietenie și o va nimici la un moment dat. Îi va aduce sfârșitul, o va îngropa definitiv. Adevărata prietenie, în schimb, spune Părintele Iosif, nu poate fi discutată sau nu poate fi analizată decât în termenii virtuții. Adevărata prietenie se naște doar între oameni care au ajuns la un anumit nivel al virtuții. Fie că vorbim de înțelepciune, fie că vorbim de știință, fie că vorbim de cultură, fie că vorbim de bunătate, de generozitate, în sfârșit, toate calitățile acestea umane. Deci, prietenia nu poate să existe dintr-un singur sens. Prietenia nu este doar simpla admirație pe care o ai față de cineva care este deasupra ta, este mai presus de tine, ci prietenia adevărată implică în mod, cum să spun eu, necesar, implică în mod necesar asemănarea de virtuți. De aceea vom vedea, nu în istorie, că, spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare nu a fost prieten cu Sfântul Grigorie de Nazianz. Mi-aduc aminte de Părintele Iustin Pârvu, care avea o admirație deosebită față de Părintele Arsenie Papacioc și această admirație era reciprocă și Părintele Arsenie Papacioc îl iubea și îl admira pe Părintele Iustin Pârvu, chiar dacă ei nu s-au întâlnit niciodată, n-au avut posibilitatea să schimbe păreri atâta vreme cât au fost în viață, totuși se interesau unul de altul și în sinea lor se considerau prieteni, pentru că legătura lor, afectivă, emoțională, psihologică, se baza pe acest respect care era generat de o admirație reciprocă a virtuților celuilalt. Asta zice Părintele Iosif. Doar la acest nivel ne permitem sau ni se permite să vorbim despre prietenie în sensul adevărat al cuvântului. Ea crește, apare și crește din dubla desăvârșire și virtute a prietenilor, pe care aceeași voință, aceleași scopuri de viață nu îi lasă decât foarte rar să aibă sentimente deosebite, păreri diferite
în cele ce duc la plinătatea sau la desăvârșirea vieții. Deci virtutea este cea care leagă și păstrează prietenia adevărată. Și fără virtute, prietenia nu poate să existe. Asta spune părintele Iosif. Restul sunt relații, pile și relații, dar nu prietenii. Asocieri. Asocieri, da. De interes. Propun în seara aceasta să le numim tovărășii, pentru că nu greșim deloc. Și sunt convins că nimeni nu ne condamnă dacă revenim la acest termen. În prietenie, prietenia presupune o desăvârșită înțelegere asupra lucrurilor și divine și umane și un sentiment reciproc de bunăvoință și de iubire. Iar părintele Iosif spune că în afară de înțelepciune, din punctul lui de vedere, omul nu a primit nimic mai bun de la Dumnezeu decât această capacitate interioară de a admira și de a se face admirat prin virtute. Nu, pentru că până la urmă ce e mai bine, ce e mai dulce, ce e mai plăcut decât să ai un prieten căruia să îi spui toate ca ție însuți. Vedeți, zilele trecute a venit la mine cineva și îmi spunea: părinte, am sufletul foarte încărcat și nu pot să mă destăm nimănui, nici măcar soției, nici mamei, nici așa zisilor prieteni, pentru că îmi este frică ca nu cumva ceea ce le spun să se întoarcă mai devreme sau mai târziu împotriva mea. Să fie interpretat. Să fie interpretat sau pur și simplu când ești, ai un necaz, când ai o suferință, știrea, informația nu întristează pe nimeni și nu responsabilizează de cele mai multe ori pe nimeni. În cele mai multe situații, chiar dacă nu vorbim de faptul că îi bucură, cel mult devine un subiect de interes, nu știu, monden, în grupul restrâns al celor care te cunosc. Experiența vieții ne face ca să fim din ce în ce mai prudenți și să nu mai împărtășim lucruri intime așa zișilor prieteni, care ulterior le folosesc ca arme foarte bine ascuțite și foarte eficiente împotriva ta. Vedeți? Și a venit spunându-mi, m-am bucurat într-un fel că a avut această încredere în mine. Mă gândeam în sinea mea, dacă mie ar fi să mi se întâmple ceva, cui aș putea să îi le destăinuiesc pe toate ca mie însumi? Și m-am bucurat să găsesc că am câteva persoane cărora pot să le împărtășesc sufletul, nu să zic, și cu durerile și cu bucuriile lui, fără să-mi fie frică că aceste destăinuiri, nu, mărturisiri intime ale sufletului vor fi folosite cândva împotriva mea. Este o mare consolare să existe în viața fiecăruia dintre noi un astfel de om, oricare ar fi el. Poate fi duhovnicul, poate fi episcopul, poate fi un om mai modest, să spun așa, decât condiția socială pe care o ai tu, sau dimpotrivă să fie pe o treaptă socială superioară, poate fi oricine. Poate fi mai în vârstă sau poate fi mai tânăr decât tine. Important este ca acest om să existe. Dacă am avea un prieten de nădejde adevărat, eu sunt convins că rar sau deloc nu am ajunge la psiholog, la psihiatru și n-am ajunge în fazele unor depresii agresive, care pare, această depresie pare să devină o boală din ce în ce mai răspândită în societatea modernă. Ceea ce arată că foarte puțini dintre noi avem un prieten cu adevărat.
Nu? Ce este mai dulce, nu? Să ai un prieten căruia să-i te destăinui ca și cum ai vorbi cu tine însuți. Pentru că ceea ce ne farmecă la prietenul nu este folosul pe care îl obții în urma acestei relații, cum am văzut că se întâmplă în cazul tovărășiilor, ci este iubirea lui personală care vine dinspre el către tine, pe care o simți, care îți trezește, îți încălzește sufletul, îți bucură sufletul deopotrivă și simți că pornește dintr-o inimă bună. Asta este, până la urmă, ceea ce ne fascinează și ceea ce ne împlinește. Și este pare ca fundament o iubire necondiționată, în sensul ăsta, o grijă necondiționată. Da, e un sentiment curat pe care îl primești de la cineva oricând, într-adevăr, necondiționat. Oricând, la orice oră, în orice condiție, în orice situație de viață. Așadar, ca un rezumat, prietenia adevărată este admirația firii față de virtuțile celuilalt, lipsită de orice interes material. În prietenia adevărată, ceea ce se schimbă, să zicem, este această energie frumoasă a iubirii, a respectului, a îngăduinței, a înțelegerii, a compasiunii când este cazul, a încurajării reciproce și așa mai departe. Admiri în celălalt buna lui credință, admiri disponibilitatea necondiționată, admiri onestitatea, dreptatea, nu? Dărnicia, generozitatea, lipsa de fățărnicie, lipsa de interes, admiri omenia lui, respectarea cuvântului dat și așa mai departe. Toate aceste virtuți. Dacă una dintre aceste virtuți sau mai multe dintre ele lipsesc, este foarte greu, nu? Ca o prietenie să continue la un moment dat. Se împotmolește într-o deziluzie, într-o dezamăgire reciprocă. Vedeți? De aceea spune Părintele Iosif că prietenia nu va putea fi susținută decât de o virtute autentică dobândită prin efort individual de fiecare dintre cei doi prieteni separat. Pentru că, până la urmă, fiecare spune în prietenie e ca și cum ar apărea un al doilea eu. Tu când te iubești pe tine însuți, nu, pentru că Mântuitorul zice iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, ceea ce presupune ca o condiție necesară înainte de a iubi pe altcineva să știi să te iubești pe tine însuți. Se presupune că facem lucrul acesta în mod firesc, natural. Fiecare are grijă de el și nu are neapărat un interes atunci când se îngrijește pe sine. Nu urmărește un scop precis, un câștig oarecare, ci o face în mod natural, în mod firesc, pentru că persoana lui însăși îi este foarte dragă. Așa suntem noi, fără să fii narcisist, fără să frizezi o patologie făcând sau întâmplându-se acest lucru. Prin urmare, natura prieteniei este ca omul care natural se iubește pe sine însuși să caute în altul un suflet pereche, nu cum zicem noi, suflet geamăn, care să se confunde cu sufletul său, ca din amândouă sufletele să rezulte unul singur. După acea formulă, nu, din Sfânta Scriptură, din primele capitole ale Sfintei Scripturi, că va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, vor fi una, nu vor mai fi doi. În prietenie se petrece, se întâmplă aceeași fuziune, să zicem, la rece, fuziune nucleară a două suflete, dar nu e neapărat, vedem, să fie între un bărbat și o femeie sau poate să
două femei să aibă o prietenie deosebită, doi bărbați să aibă o prietenie deosebită, un bărbat și o femeie. Îl vedem pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care era monah și episcop, având o prietenie foarte frumoasă, care a durat pe tot parcursul vieții lui, între el și diaconița Olimpiada, o femeie înstărită, văduvă din Constantinopol, pe care o aprecia în mod deosebit și care îl aprecia în egală măsură, în mod deosebit, pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată, nu, istoria ne spune că au existat prietenii adevărate, prietenii de calitate și între un monah și o femeie văduvă. Așadar, revenind la ceea ce spune Părintele Iosif, un prieten nu este altceva decât un al doilea eu. De aceea, când îți privești prietenul, e ca și cum te-ai privi pe tine însuți, ca și cum te-ai privi în oglindă. Pentru că vezi în el propria ta imagine. Și revine Părintele Iosif asupra acestei chestiuni extrem de importante. Cei care nu caută în viața lor și nu și-au propus ca scop existențial al vieții sănătatea de săvârșire, un concept extrem de important în gândirea Sfântului Ioan Casian și preluată din gândirea părinților pustiei, sănătatea de săvârșire, cei care nu fac efortul să se despătimească și să dobândească virtuțile, nu se vor putea bucura niciodată în timpul vieții de căldura, de lumina, de plăcerea până la urmă și bucuria și unei prietenii adevărate care te aruncă efectiv din anoditatea vieții, din anostul vieții, în viul vieții, în bucuria de a fi, bucuria de a trăi, bucuria de a găsi un sens permanent, pentru că este altcineva care, împreună cu care, simți și trăiești sensul acestei vieți prin prietenia autentică. Revenim la sănătatea desăvârșirii, vedeți, ca scop de viață. Mă gândeam de multe ori și la mine când eram tânăr și la tinerii din ziua de astăzi, vă dați seama cum intră ei în prietenii cu tot felul de dependențe, de adicții. Unii sunt alcoolici de la 14 ani, fumători de tot ceea ce se poate fuma și de tot ceea ce scoate fum și fumigație, consumatori de pornografie, dependent sexual de oricine, oricând, la orice oră, oricum. Oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, cred că le va fi extrem de greu, mă rog, adică nu, de ce din punctul meu? Potrivit la ceea ce spune Părintele Iosif, nu vor cunoaște niciodată prietenia adevărată. Dimpotrivă, orice intenție de apropiere față de cineva va fi sortit eșecului și va fi un eșec, cum să spun eu, presărat cu multă suferință și cu multă rană reciprocă și a unuia și a celuilalt. Este foarte greu să trăiești lângă un alcoolic, este foarte greu să trăiești lângă un dependent de droguri, este foarte greu să trăiești lângă un desfrânat sau nu prea desfrânat și așa mai departe. Oricâtă disponibilitate de a-l ierta, de a-l îngădui, ai, până la urmă, această disponibilitate se epuizează și relația devine ceea ce numesc psihologii o relație toxică. Adică în loc să te bucuri de viață, în loc ca celălalt să fie pentru tine un reper de lumină, el devine o sursă de supărare inepuizabilă. Și care inepuizabilă și epuizabilă, pentru că te epuizează și fizic și psihic, pe tine cel care, să presupunem că ești mai sănătos decât tovarășul tău, să nu numim prieten, tovarășul tău de viață sau ce-o fi el. Până la urmă și prietenii de par se epuizează
reciproc. Totuși trebuie apreciată. Am participat odată la o mormântare a unui domn care avea darul băuturii, știți, noi așa zicem în ortodoxie, că noi suntem plini de daruri. Avem darul curviei, darul băuturii. Nu avem patimi, avem doar daruri. Și cel mai tare care plângea acolo la sicriul era prietenul lui de pahar. Nici soția, nici copiii care au fost traumatizați o viață, cred că în felul lor pe undeva se bucurau că au scăpat de el, dar prietenul lui de pahar era... Suferea cel mai mult. Suferea cel mai mult. Ca să facem haz de necaz, se gândea că trebuie să vină pentru două persoane acolo și pentru prietenul. Deci nu vreau cumva, nu știu, să înțeleagă cineva greșit că aș denigra nivelul acesta al prieteniei. Este bună prietenia oricum ar fi, pentru că singurătatea absolută este chinul absolut. Asta este frumusețea prieteniei, în urmă, tovărășia este bună, trebuie să existe, suntem ființe sociale și să ne adunăm pe nivelul pe care suntem. Dar dacă această întâlnire, repet, nu se petrece într-un context al virtuții, avem foarte mult de suferit și întâlnirea dintre noi este o întâlnire presenată cu multe răni și cu multe lacrimi. Cei care nu au ajuns la calitatea aceasta a virtuții, spune Părintele Iosif, sunt ca bolnavii de stomac. Ei îi învinuiesc și pe bucătari și pe cei care servesc bucatele de nepăsare. Ei sunt de vină pentru că mă doare pe mine stomacul. Oricâtă grijă ai avea față de un astfel de om, cu toată atenția și dragostea cu care îl servești, el tot va fi nemulțumit, fără să recunoască că motivul real al tulburării sau al tulburărilor lui se află în el însuși, sau rădăcinile acestor tulburări se află în el însuși. În el se găsesc cauzele neliniștii. Dacă îi spui hoțului că e hoț, te va scuipa între ochi, nimeni nu recunoaște. Dacă îi spui curvarului că e curvar, la fel, se va supăra foarte tare pe tine. Toți avem o părere foarte bună despre noi și ceilalți sunt de vină pentru că viața nu ne pare atât de roz sau atât de frumoasă. Prietenia cu astfel de oameni, i-aș numi oameni dificili, oameni complexi, oameni, repet, cu adicții, cu tot felul de dependențe, cu tot felul de slăbiciuni. Prietenia cu astfel de oameni este practic imposibilă, spune Părintele Iosif. Nu e ceea ce trebuie să fie, ca să mă exprim așa. Ceva e acolo, dar nu ceea ce trebuie să fie. Pentru că, repetăm, legătura prieteniei adevărate se întemeiază pe egalitatea de virtuți și dintr-o parte și din cealaltă. Atunci când ești prieten cu cineva, spune mai departe Părintele Iosif, ajungi în acea fază a despătimirii încât disprețuiești cuvântul acesta, am subliniat și în altă parte, subliniez și în seara aceasta, când îl întâlnim în scrierile Sfinților Părinți, nu înseamnă scârbă, ci înseamnă că există ceva mai de preț, înțelegeți, decât ceea ce disprețuiești. Adică nu îi acorzi nicio valoare. În ochii tăi, în sistemul tău de valori, nu face două parale. Există altceva care merită aurul, ca să mă exprim așa. Și atunci când ai prietenia, valorile lumești nu mai au niciun preț. Pentru că ajungi să consideri toate lucrurile materiale totalmente neimportante pentru ceea ce presupune bucuria întâlnirii și încântarea de a avea un prieten adevărat. Mai mult decât atât,
însăși voința ta, spune Părintele Iosif, în prietenie nu mai are valoare, ajuns să o disprețuiești. Pentru că în mod instinctiv, fără să faci efort, te supui voinței celuilalt. În prietenie nu există conflict de voințe, că eu vreau asta, el vrea. Fiecare, în mod firesc, în mod natural, își sacrifică propria voință ca să nu diminueze, ca să spun așa, intensitatea trăirilor pe care le simte în legătura prieteniei. Ceea ce este fascinant. Nu vedeți că ce luptă teribilă se dă doar din dorința noastră de a ne impune voința în fața celorlalți, pe lucruri de nimic de cele mai multe ori. Nu vorbim despre lucrurile importante și serioase. Și ce scandaluri și ce tensiuni ies de aici. Adică de ce să fac cum zice el? De ce să nu se facă cum zic eu? Și oamenii acestea sunt oameni chinuiți, oameni care n-au cunoscut prietenia adevărată, care nu sunt capabili, nici măcar nu și-au pus vreodată problema. Dacă le vorbești despre tăierea voii, cum se vorbește în monahism, despre renunțarea la voință, de bună voie li se pare o ofensă adusă demnității umane săracii de ei. Și de fapt, în loc să trăiască viața frumoasă, viața adevărată, a sentimentului pur, care presupune implicit renunțarea la propria ta voință în mod natural, firesc, nu că cineva vrea să te facă, ei își sacrifică și toată energia, toată puterea pentru manifestarea voinței, până la urmă, de putere, de întâietate, cum zicea Nietzsche. Sau altă categorie sunt cei care își construiesc viața și își conduc viața potrivit voinței de plăcere. Dar în prietenie, în prieteniile adevărate, voința care îi conduce pe cei doi este voința de sens. Voința de sens. De aceea fiecare dintre cei doi prieteni știe în mod firesc că chiar și cele care par să fie folositoare și necesare bunului trai sunt considerate mai prejos, adică cu un preț mai mic față de binele dragostei, de binele păcii și al legăturii prieteniei dintre cei doi. Ceea ce este uimitor, este fabulos. Vedeți, dacă am sta și am face o analiză sinceră a relațiilor noastre cu mama, cu tata, cu soția, cu copii, cu rudele, în sfârșit cu colegii de la muncă, în grila celor spuse de Părintele Iosif, cred că vom constata cu tristețe că suntem departe de ceea ce înseamnă o prietenie adevărată, ceea ce duce la sentimentul tragic, cum zicea Cioran, al existenței, adică la trăirea întunecată, nu apăsătoare, a unei profunde lipse de sens. Nu mai înțelegi pentru ce trăiești, pentru cine trăiești, de ce trăiești, care e rostul tău. Da. Prietenul nu se supără niciodată pe prietenul lui, chiar dacă motivele de supărare ar fi drepte și întemeiate. Prietenul întotdeauna se grăbește să stingă supărarea prietenului, chiar dacă supărarea lui, să zicem, ar fi pornit dintr-un motiv adevărat. Prietenul sau cei care sunt în prietenia aceasta adevărată au în permanență sentimentul luminos, nu tragic, al morții. Nu în sensul că
vom muri, ci în sensul că nu mai este mult, prea mult timp până când lucrul acesta se va întâmpla. Și dacă tot ne-a fost dat să trăim și zilele, nu, clipele vieții noastre sunt numărate și se scurg, de ce să nu trăim frumos? Asta are prietenul tot timpul. De ce să merg pe o logică a conflictului, pe o logică a ambiției, a orgoliului, al interesului și așa mai departe, al unei, logica unei prosperități care nu te împlinește când reușești să obții ceea ce ți-ai dorit atât de mult în domeniul material, al bunurilor materiale. Nu știu, mai vreți să adăugați ceva sau? Eu v-am întrebat. Nu. N-am spus nimic. Vă ascultăm. Prin urmare, adică în concluzie, Sfântul Ioan Casian spune că adevărata prietenie se naște între cei care au ceva consistent de împărtășit. Și ca să ajungi la o consistență a vieții presupune un efort conștient, chiar din primii ani ai copilăriei, într-un anumit domeniu, pe anumite valori sufletești, nu, și spirituale, pe care le urmezi, le edifici clipă de clipă în decursul vieții tale. Aceste valori pot fi, aceasta presupune, să zicem, o acumulare de înțelepciune, de știință, de frumusețe lăuntrică, de echilibru, armonie, bucurie. Și abia după ce ai acumulat acestea, poți să devii un fel de izvor nesecat, capabil să împărtășești aceste bunuri, bunătăți spirituale care au devenit realități lăuntrice și celorlalți. Oamenii care nu au această consistență nu pot deveni cu adevărat prieteni unii cu alții. Iar acest tip de oameni capabili de prietenie nu îi întâlnești, din păcate, oriunde și la tot pasul. Asta spune Părintele Iosif și îi felicită pe cei doi, pe Sfântul Ioan Casian și pe Sfântul German, că atât de tineri au reușit să se întâlnească într-o prietenie adevărată, propunându-și scopurile cele mai înalte pe care le poate aspira, nu? Sau la care poate visa un om. Dacă ar fi să ne referim la literatură, mi-aduc aminte de Tagore, îmi plăcea în liceu să citesc poeziile lui Tagore și scrierile lui, câte s-au tradus la noi, și mi-aduc aminte că a scris la un moment dat o scrisoare către nepoata sa, în care se plângea de motivul acesta al singurătății și al lipsei totale de un om adevărat. Zicea el cumva că e însetat până în adâncul sufletului de prietenia unui om adevărat. Pentru că simt o nevoie lăuntrică de a-mi exprima părerile, chiar cu riscul de a fi contrazis. Da. Zicea el la un moment dat acolo că o mare parte din oboseala vieții pe care o resimte ca o presiune pe suflet, pe inimă, pe creier, se datorează acestei lipse a unui om, a unui prieten adevărat. Asta era plângerea lui Tagore. Zice, ies pe stradă și nu văd decât oameni care seamănă cu niște umbre. Spunea el acolo, așa, care plutesc în aer ca un abur, așa, fără să aibă niciun contact cu pământul și cu... Asta era dezamăgirea lui, asta era suferința lui. Mi-aduc aminte și de prietenia dintre, uite, acum un caz fericit, între Emil Cioran și Eugen Ionesco. El a început, au fost
adversari redutabili, se criticau unul pe altul. Multe prietenii încep așa și în felul ăsta. Da. O ciocnire și după aia... Ca să vezi puterea adversarului, nu trebuie să-l provoci la luptă, dar să fii fair play. Și mi-aduc aminte că Eugen Ionescu i-a făcut o mărturie lui Cioran că dacă n-ar fi existat el, cu certitudine ar fi nebunit de mult, ar fi nebunit de disperare. Oamenii aceștia foarte deștepți, oamenii aceștia care au căutări serioase, adânci, cu cât se adâncesc mai mult în știința lor, în actul gândirii, cu atât devin din ce în ce mai singuri. Și nu au cu cine să-și împărtășească ideile, nu au cu cine să-și împărtășească gândurile acelea profunde. Vedeți, pentru un om superficial, nevoile superficiale ale sufletului lor se rezolvă foarte repede într-o bârfă de cartier la colțul străzii, da, sau pe banca din fața blocului, cu tântița de la 3, de la 1. Este foarte simplu. Da. Și în monahism, nu vă ziceam că există serviciu monahal de informații, da. Circulă tot felul de zvonuri, dar care nu au consistență, nu au consistență teologică și nu au consistență duhovnicească. Sunt bârfe colportate de colo-colo din nevoia sufletelor mici de a petrece timpul într-o părelnică, nu știu, evoluție spirituală. Dar dacă ești preocupat de lucruri serioase, foarte greu întâlnești, sau destul de rar întâlnești pe cineva cu care să-ți împărtășești preocupările. Ca să explicăm acea reciprocitate a virtuții, care e o condiție sine qua non a prieteniei, pot să aduc în plus ca un argument ce îi spune Seneca unui ucenic de-al său, Lucilius. Îi spune: tu mă iubești, mă admiri, dar dragostea ta este departe de prietenie. Seneca face o distinție clară între iubire și prietenie. Îi spune acolo la un moment dat, când își cer cu atâta insistență să îți dedici cea mai mare parte a timpului studiului, o fac aceasta pentru mine, pentru că dacă nu ai experiența mea în materie de lecturi, dacă nu înveți să gândești printr-un efort personal, nu vom fi niciodată prieteni, ci vei rămâne doar într-o admirație sterilă față de un om care ți este superior, dar eu nu pot să fiu în aceeași admirație față de tine, pentru că nu faci nimic în sensul acesta. În prietenie trebuie să te desăvârșești continuu și să te menții la nivelul prietenului tău. Asta ce înseamnă? Înseamnă să ai lecturi comune, să ai experiențe comune, exact, să ai căutări comune. Discreție, să știi să ții secretul dacă prietenul se destănie. Asta, da, iată-l pe Lucilius, el a fost foarte mirat. Adică ce vrei să spui, nu? Îl întreabă pe Seneca, că e o deosebire între dragoste și prietenie. Eu știam că dacă iubești, înseamnă că ești și prieten într-o formă oarecare. Și el spune, nu doar că sunt diferite, dar zice, uneori sunt total neasemănătoare. Pentru că dacă prietenia presupune iubire, iubirea nu întotdeauna presupune prietenie. Atunci când iubești, nu înseamnă că ești prietenul celui pe care îl iubești. De aceea prietenia este întotdeauna de folos,
pe câtă vreme dragostea uneori poate face rău, zice Seneca. Și, nu? Și vedeți câte iubiri care nu se consumă în termenii prieteniei, se întorc de cele mai multe ori într-un sentiment acut de răzbunare, nevoia de răzbunare, de reproș. Acum, vedeți, eu mai sunt o altă categorie de prieteni care vor să te facă bine. Adică te trezești că ești prietenul tău, te iubesc, nu știu ce, și de la o zi la alta te trezești că el devine terapeut și tu ești pacient. Și cu orice preț vrea să te trateze. E foarte trist. Și în continuare el e convins că te iubește foarte mult și că dacă nu te-ar iubi, n-ar încerca să te facă bine, să te trateze. De știu ce îi se pare lui că nu este în regulă la tine. Astea nu sunt prietenii. Astea sunt obsesii, sunt oameni care au niște obsesii, vor să facă terapie, se cred terapeuți, se cred vindecători și au nevoie de pacienți. De pacienți docili, de pacienți care să le împărtășească, să le furnizeze. Pe care se facă practică. Da. Da, da, intimități, astfel încât el să poată să aibă impresia că își practică cu succes meseria în numele prieteniei. Și mă rog, sunt și alte multe forme de astfel de prietenii. Vă dați seama, eu sunt duhovnic și în căsnicii, prietenile acestea prinse în căsnicii, câte din ele nu ieșuiază în fel și fel de forme, care mai de care mai nereușită. Da. Între prieteni există o comunicare și o intimitate firească. Nu e unul bolnav și altul. E vindecat de toate bolile și vrea să te facă sănătos, știți? Nu e doar admirația, spune Seneca, ucenicului, a discipolului față de mentorul sau de învățătorul său. În prietenie nu înseamnă că asta este, iarăși, vedeți, e o formă de prietenie cultivată. Sunt foarte mulți care cultivă tipul acesta de prietenie, adică el este un fel de profesor, vorbește ex cathedra, este undeva foarte sus și își adună în jurul lui fel și fel de adulatori, adepți și adepți pe care îi numește prieteni. Aceștia într-adevăr îi furnizează constant admirația lor, aprecierea lor, de multe ori, să zicem, poate pentru motive reale, și se consideră prietenul respectivului, dar potrivit a ceea ce spune, iată, și acești filozofi și Părintele Iosif, este departe și contraproductiv și nesănătos să consider că este vorba despre o prietenie adevărat acolo. Pentru că nu vorbim de același nivel de preocupare, de înțelegere, de virtute și așa mai departe. Michael Jackson, care stătea pe scenă și era adorat de mulțimi, nu era prieten cu toți aia. N-avea cum. Deși le spunea că I love you. De multe ori se întâmplă, se întâmplă schema asta sau tiparul ăsta de comportament în mediul online, de obicei, în care oamenii cred că dacă primesc multe like-uri au mulți prieteni. Da, am mai văzut și prin mediul ortodox prietenii nu știu cărui părinte, prietenii părintelui. Nu e nicio prietenie, nu. E un personaj care se produce mai mult sau mai puțin reușit și mulțimea de fani care nu sunt la același nivel și nu știu, poate vor fi sau nu vor fi niciodată. Prietenii adevărați sunt foarte puțini, foarte puțini.
Iată, asta apreciez la Seneca pentru că încerca pe acest admirator, ucenic și discipol, să-l ridice la nivelul lui și știa că nu poate să o facă, n-are cum să o facă, ci decât să-l stimuleze, să-l încurajeze, ca el, prin propriile lui eforturi, prin propria lui seriozitate, prin studiu, prin timp dedicat, să își ajungă din urmă maestru, nu ca să numim așa, sau mentor, sau cum sunt acum. Da. Prietenii, când ajung la nivelul acesta, se cunosc, pur și simplu. Adică nu, își intuiesc gândurile, nici nu mai trebuie să vorbești, și intuiesc sentimentele, se simt unul pe celălalt. E ca și cum te-ai simțit pe tine. Prietenul devine ca un fel de extensie a propriului tău corp și tu devii pentru el o extensie a propriului său corp. Într-un fel devii una cu el, nu există diferență, dar în egală măsură există și acea parte de taină care surprinde permanent și pe unul și pe celălalt. Și descoperindu-l, acea zonă de taină, ajungi să te descoperi pe tine. Cunoscând ceea ce se descoperă permanent și neîncetat în prietenul tău, descoperi ceea ce încă nu știai, nu? Și n-ai intuit că există în propriul tău suflet. Deci există o cunoaștere reciprocă care trece de cele mai multe ori dincolo de cuvinte. Și nu poți să-l înțelegi pe celălalt dacă n-ai experiențele lui, nu? Ne ducem la căpătuiul unui bolnav de cancer și zicem, vai, să dracu de tine și pare rău și nu știu cum. Dar până nu te îmbolnăvești tu de cancer, n-ai cum să-l înțelegi. Îl compătimești, te doare sufletul când vezi că suferă, dar nu-l înțelegi. Și el nu te consideră în acele momente prietenul lui. S-ar simți mai bine cu alții bolnavi ca să își împărtășească experiența. Exact, care au trăit și ei. Care au trecut și au trăit în aceeași experiență. Și nu poți să-l înțelegi pe celălalt dacă nu ai acumulările lui. Asta zice Seneca. Experiențele și acumulările lui. Nu știu, cam astea sunt. Da, foarte frumos, foarte, foarte interesant, foarte frumos. Sunt câteva întrebări pe chat, tot legat de prietenie și vreau să le adresez. Atât vreau să adaug că e foarte interesant subiectul ăsta în contextul acestei copleșiri din partea rețelelor de socializare. Că acum interacționăm cu foarte mulți oameni, cei care sunt pe rețelele de socializare, în ceea asta nu cred că sunteți, nu cred că aveți experiența asta, dar e cumva, se diluează foarte mult conceptul ăsta și nu-ți mai pui problema, băi, să am niște prieteni, în adevăratul sens al cuvântului, ci te îndulcești așa cu o bombonică zilnică, că postezi o imagine, o poză cu tine sau cu familia și primești like-uri, primești, a, ce frumos, ce drăguț și te îndulcești așa cu mici bombonele, dar pe termen lung nu ai experiența prietenii astfel. Da, foarte mulți dintre părinții din biserică și-au dat seama de aceste riscuri și încep să vorbească în ultima vreme, am auzit despre necesitatea de a ne reîntâlni clasic, față către față. Da, da. De a construi situații în care să ne întâlnim tot mai des față către față. Bineînțeles, structura bisericii de așa natură, nu? Duminica, la liturghie, ne întâlnim nu doar cu Hristos față către față, ci și cu ceilalți din comunitatea de care aparținem. Dar mulți nu stau la liturghie, după care se grăbesc să ajungă acasă pentru că au familie. Asta depinde și de preot sau de acolo unde este. Dacă creează, cum a spus adineori, contextul de prietenie, adică hai să stăm la masă, hai să facem, să ne simțim bine, cumva să nici să se creeze așa o stare de așteptare, tot stau și na, ce să faci, că vorbești, dar am dat v-am zis, noi aici la Sfântul Ioan Casian, repet lucrul acesta, poate în sensul că ar putea să devină un model și pentru alte parohii, în fiecare lună
Spre exemplu, mâine îi sărbătorim pe cei născuți în luna octombrie. Foarte frumos. Și vor sta la masă, se cântă la mulți ani, se fac urările de rigoare, dar e un timp de socializare. Sărbătoritul sau sărbătoriții invită pe cei pe care îi cunosc, pe cei pe care își doresc să aibă alături. Și în felul acesta se strâng 50, 60, 100, 120 de oameni. Care timp de 2-3 ore. E destul de greu. De ce spun, mă refer la acest model lunar? E destul de greu săptămânal să reușesc să-i... Dar odată pe lună ar putea... Ai și subiectul. Rămână câteva ore în plus față de... Am fost și în parohiile din Occident. Acolo, în fiecare duminică, stau românii după liturghie și... Acolo, cu atât mai mult simți nevoia să, după o săptămână de stat între străini, în franceză, germană, italiană, simți nevoia să vorbești câteva ore cu frați de-ai tăi, români. Adică măcar să poți vorbi românește. E o delectare și o relaxare. Dar în țară se întâmplă fenomenul următor. Nu vii la liturghie, după care fugi repede acasă, e ora prânzului, dacă ești femeie trebuie să pregătești mâncarea pentru ai tăi din casă, pentru, sau ești invitat undeva. Trebuie, eu cred că asta este provocarea, marea provocare acum pentru biserică, să reinventăm, să regândim sau să redescoperim din metodele misionare vechi, străvechi ale bisericii, cum să-i aducem pe oameni împreună. Și sunt foarte mulți părinți care vorbesc despre această nevoie, nu doar în online. Pentru că în online nu putem să devenim prieteni. Foarte toxic și foarte periculos. Adică și deși vorbim acum pe internet, noi facem cumva, nu facem mai socializare. Cumva discutăm niște teme duhovnicești, luăm și câteva întrebări în sensul de a ne zidi reciproc, duhovnicește. Dar ce se întâmplă pe Facebook, TikTok, Instagram e foarte toxic și foarte... Da. Dar e o provocare, e o etapă a civilizației, a lumii în care trăim, care trebuie să facem față, nu? Ca și creștini. Da. E ceva... Important să ai sentimentul că aparții unei comunități. Odată am stat de vorbă cu un domn care aparținea comunității armene și l-am întrebat cum a supraviețuit comunitatea armenească în România, nu? Sau în țările române, nu? De pe 1400 sunt, 1300 și sunt, eu sunt din Suceava și acolo Alexandru cel Bun le-a dat un teren ca să construiască o cetate, cetatea Zamca, a cărei vestigii se păstrează până astăzi. Anii trecuți a fost restaurată cetatea Zamca. În Suceava sunt 4 biserici care aparțin și astăzi comunității armene și în Constanța avem o comunitate armeană și mi-a plăcut răspunsul. Zice, noi întotdeauna am avut conștiința că aparținem unei comunități. Asta ne-a făcut puternici și invincibili de-a lungul istoriei. În momentul în care ai această conștiință că aparții unei comunități, nu, cum să spun eu, în mod real aparții acelei comunități. De aceea este extrem de periculos traseismul, nu ăsta politic, ci ăsta duhovnicesc. Duminica asta te duci la o biserică, duminica cealaltă te duci la altă biserică, duminica aceea. E frumos, vezi ce se întâmplă în ortodoxie, de acord, toți umblăm, nu? Să vedem mai multe bordee, mai multe obiceie, să luăm ce este bun de la unii și ce e bun de la alții. Dar dacă nu aparții real unei comunități care te știe pe nume și știi pe fiecare din acea comunitate pe nume, sentimentul de dezrădăcinare, sentimentul că ești o pană în vânt, că n-ai niciun rost, se poate face ravagii în sufletul nostru. Spre exemplu, eu am știu ce înseamnă dezrădăcinarea.
să nu-ți mai găsești locul. Eu m-am născut în Suceava și am făcut facultatea la Cluj. Dați seama, tot timpul am luat-o. Și am profesat în Dobrogea. Știți? Da. Poate la bătrânețe ceva prin Ardeal, prin la Arad. Oricât de înțelept ar fi, oricât de, nu știu, experimentat ai fi, e dificil. E foarte dificil să te... Plus că chiar dacă e aceeași stare, e altă zonă, alte obiceiuri, chiar și alt grei, așa, românesc, se diferă un pic. Și durează până te adaptezi. Propun să luăm câteva întrebări. Înainte să luăm întrebări, părintele Alexandru Lupașu, cu care am avut emisiunea seară, vă salută și din Mofortlar, de la parohia Nașterea Maicii Domnului. Mulțumesc, părinte. Aprecieri și salutări. Am avut aseară emisiune cu părintele. Bogdan vă întreabă în felul următor, că ați menționat de prietenia dintre Sfântul Ioan Gură de Aur și Diaconița Olimpiada. Bogdan întreabă dacă poate exista prietenie plăcută lui Dumnezeu între un bărbat și o femeie. Păi, poate exista, dar, repet, nu trebuie să fie întemeiată pe virtuții, nu pe voința de sens, nu pe voința de plăcere sau pe voința de putere sau... Da. Pe interes, pe voința de sens. Bun. Asta presupune ca și unul și celălalt să... Da, să aibă un scop sincer și curat. Exact. Victoria vă întreabă, ce putem face dacă nu găsim prieteni adevărați cu valori comune? Păi există o ultimă soluție. Adică Iisus Hristos, Mântuitorul, le zice la un moment dat apostolilor, iată, de acum nu vă mai numesc pe voi slugi, ci prieteni. Pentru că sluga nu știe ce face stăpânul său, dar iată, eu toate câte le știu de la Tatăl, vi le-am împărtășit vouă. Și dragoste ca aceasta, mai mare decât aceasta, nu este ca sufletul să-l pui pentru prietenii tăi. Asta zice Mântuitorul Iisus Hristos. Ce înseamnă? Iar să zic așa, un exemplu concret în care natura umană căzută se angajează într-o prietenie cu persoana divină umană a Mântuitorului Iisus Hristos este Sfântul Apostol Pavel, care ajunge, nu, îi prigonește pe creștini, omoară mare parte dintre, adică era cel care ducea la îndeplinire un decret de prigoană și care de multe ori se solda cu pierderi de vieți omenești și Hristos îi întinde mâna pe drumul spre Damasc, îi se descoperă în vedenie și oferă prietenia veșnică. Iar Sfântul Apostol Pavel ajunge la un moment dat să spună că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ajunge așadar la această conștiință a intimității, încât intimitatea duce către identitate sau identificare cu persoana pe care o iubești în termenii prieteniei. Da. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, dacă nu avem un prieten, putem să avem în Hristos un prieten permanent disponibil, de o disponibilitate inepuizabilă de a deveni prietenul tuturor celor care cred în El. Bogdan? Da. Pe Sfinți așa trebuie să înțelegem, în termenii ăștia. Da. Ei chiar îl iubeau în termenii prieteniei pe Hristos și îl simțeau, îl trăiau. Hristos era o prezență intimă, permanentă în sufletul lor. Și ori de câte ori simțeau că s-a îndepărtat de... Nu-i mai simțeau prezența, acea adiere, nu, care le dădea bucurie, considerau că au comis cea mai gravă crimă, nu, și impietate în fața sensibilității, a diafane, a prezenței Mântuitorului Iisus Hristos în inima lor.
Și se vedeau ca fiind cei mai mari păcătoși, de altfel și Sfântul Apostol Pavel spune lucrul acesta la un moment dat. Că Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, zicea, da. Nu ca o metaforă, ci ca o... Da, simțea. Da, o simțea. Bogdan vă întreabă dacă poți simți sprijin și mânghiere din partea unui prieten cu care totuși nu vorbești mod regulat și simțământul să fie reciproc. Eu am doi prieteni din copilărie cu care nu vorbesc zilnic, nici măcar săptămânal, nici lunar. Câteodată se întâmplă să vorbim mai des, alteori destul de rar. Dar faptul că știu că ei sunt acolo este o mare mângâiere, pur și simplu, nu te simți singur. Cum să nu te... Este extrem de important să știi că ai un prieten. Da. Pentru sănătatea psihică. Prietenul în adevăratul sens, oricând, la orice oră, cu orice problemă, știu că îi sun și mă ajută necondiționat. Pe unul dintre ei l-am sunat după 20 de ani când am scris cartea Ierarhul meu. Bine, cred că între timp ne-am mai auzit noi de câteva ori și m-a ajutat zi și noapte împreună cu soția ca să corectăm textul acela. Da. Destul de lung și de greu. Și au făcut-o fără nicio pretenție. Vă dați seama, asta înseamnă să ai prieteni. Oricând, oricum, îți sunt alături și ei, ție și tu lor. Da. Prietenul la nevoie se cunoaște. Da. Altcineva vă întreabă când îi se umple inima de bucuria întâlnirii cu prieteni și nu mai rămâne loc pentru bucurii duhovnicești. Ce este de făcut? Și nu mai loc de ce? De bucurile duhovnicești? Pe asta este cea mai... Sfântul Ioan Gură de Aur spune la un moment dat, inspirat și din prietenia pe care a avut-o cu diaconița Olimpiada și din prietenia iată pe care a avut-o cu Sfântul Ioan Casian. Să ne aducem aminte că Sfântul Ioan Casian a fost unul dintre marii susținători ai Sfântului Ioan Gură de Aur atunci când a fost trimis în exil. El, Sfântul Ioan Casian, a făcut munca de curierat între Constantinopol și Roma, ducea scrisorile și informa pe episcopul Romei ceea ce se întâmplă în Constantinopol și de ce episcopul Constantinopolului a fost acuzat pe nedrept. Și așa mai departe, iată pe Sfântul Ioan Gură de Aur care spune semnele prieteniei. El zice, când îl vezi pe prietenul tău, ți se luminează chipul și lumina aceea se revarsă și peste el și peste inima ta. Tot simți că înviezi din morți. Simți că viața nu are sens. Și bucuria aceasta se împletește cu bucuria celuilalt, iar rezultatul este că simți în suflet o dulceață negrăită și tainică. Și chiar dacă îl vezi pe prietenul tău în fiecare zi, nu te saturi de el. De fiecare dată bucuria este aceeași, de aceeași intensitate. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur mai departe că dacă ai un prieten, poți să suferi orice nenorocire și înstrăinarea și sărăcia, dar și toate le rabzi cu bucurie. Dar dacă nu ai niciun prieten adevărat, chiar și sănătatea și bogățiile sunt nesuferite. Iată ce cuvânt frumos al Sfântului Ioan Gură de Aur. Prietenia este semn al prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Nu poate fi altceva mai duhovnicesc decât prietenia și stările pe care, trăirile pe care le induce sufletului și inimii vederea prietenului. Faptul că avem prieteni și faptul că există încă prietenie, asta arată că Dumnezeu încă nu ne-a părăsit. Dumnezeu încă este cu noi. Vedeți?
Noi creștinii ne declarăm prieteni, nu? Suntem prietenii lui Hristos și fiind prietenii lui Hristos suntem și prieteni noi între noi. Dar dacă unul dintre noi, vă aduceți aminte de Sfântul Apostol Pavel, ce frumos spunea, tot din această înțelepciune a prieteniei, capul nostru este Hristos, iar trupul este biserica. Și fiecare dintre noi este mădular al bisericii. Și dacă un mădular se infectează, dacă un mădular suferă, tot trupul suferă. Dar noi suntem atât de prieteni și atât de mădulare ale bisericii, că dacă unul dintre noi o pățește, 90% ne bucurăm, în cel mai rău caz, sau în cel mai bun caz, suntem indiferenți. Da. Și foarte puțini dintre noi, să zicem, chiar suferim așa și plecăm genunchiul la rugăciune sau încercăm să... situația aceasta este valabilă și în cazul celor de, cum se spune eu, de la talpa ierarhiei și până la cei din vârful ierarhiei. Da. Nu este normal, nu consider normală atitudinea, reacția că atunci când cineva din comunitatea mea, din comunitatea altuia, din eparhia noastră sau din eparhia altuia, pățește ceva, noi să aruncăm mai mult cu pietre. Nu e o reacție firească, înseamnă că n-am înțeles nimic rațiunea de a fi în biserică. Am văzut o chestie și mai grozavă, nu o spun numele, cineva, un părinte își promova cartea recent apărută pe ideea infidelitatea este un păcat. Citește în cartea, bine, nu cred că părintele a scris textul, cei de la care se ocupă de așa, dar nu a picat. Nu e ok deloc, adică pe seama căderii colegului promovez eu materialul. Da. Dar învățăm da. Toți și creștem împreună. Ce să facem? Ultima întrebare. Deci suntem în biserică, asta ar fi ideea. Da. Francezul spunea că prietenilor mei sunt prietenii mei. Prietenul nostru, nu, pentru care suntem în biserică, este Hristos. Noi suntem prietenii lui Hristos și totuși noi între noi nu suntem chiar atât de prieteni. Cred că mai avem puțin de lucrat sau măcar de conștientizat acest aspect. E dureros pentru un duhovnic ca să vadă că ucenicii lui sunt într-un conflict mai mult sau mai puțin declarat sau cel puțin nu fac eforturi în direcția unei prietenii, cât de superficiale până la urmă, dar prietenie să fie măcar atât, știți, sau unei tovărășii, haideți să fiu un consens cu... Vă rog, puneți întrebarea. Ultima întrebare, Nicoleta, întreabă în felul următor. Ce ne facem, părinte, ne-a dispărut omenia? Cum putem cultiva virtuțile dacă baza pe care trebuie să construim lipsește, adică omenia? Deci cum putem cultiva virtuțile dacă baza pe care trebuie să o construim lipsește? Adică omenia dintre oameni, asta este și ar fi baza. Păi da, asta este. Da. Într-adevăr. Da, când s-a dus cineva la un părinte să-i i-a cerut cuvânt despre rugăciune, contemplație, în sfârșit, și părintele i-a zis... Haide mai bine să-ți vorbesc despre cum să fii om și după aceea să te faci înger. Trebuie într-adevăr să o luăm ierarhic. Întâi să devenim oameni pentru ca ulterior să putem să aspirăm, știu eu, pe niveluri superioare, angelice. A fi om înseamnă să înveți lucrurile de bază, nu? Curățenie, mâncare, astea, dacă tu nu știi să faci nimic, n-ai cum. Le ziceam și la o predică, știți, este predica aceea de la înfricoșătoarea judecată. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, în temniță și ați venit la mine gol și m-ați îmbrăcat. Și ei întreabă, când ai fost, Doamne? Păi pentru că ați făcut una dintre acestea prea mici, mie mi-ați făcut. Și întrebarea mea era, câți dintre noi știm să facem de mâncare? Ca să dăm... Dolea flămând, dolea frămic, nu? Habar, nici nu ne interesează, nici nu ne punem problema. Câți dintre noi știm să
știm o meserie ca să ne câștigăm, să câștigăm un ban și din banul ăla să cumpărăm o hăinuță ca să îmbrăcăm pe cel sărac și așa mai departe. Adică eu consider că astea ne fac totuși și maturi și oameni și trebuie să le acordăm mai multă atenție. Dar revenind la tema aceasta prieteniei, în finalul discuției de astăzi, atât pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care ne recomandă, ne sfătuiește din experiența lui personală, că dacă totuși viața nu ne hărăzește bucuria de a întâlni un prieten, în primul rând de a avea capacitatea, nu? De a fi la un nivel ca să-ți permiți un prieten și să-l întâlnești, trebuie să consideri că în mod negreșit este și mâna lui Dumnezeu acolo. Este lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi când te trezești pentru prietenii pe care ți i-a dat. Pentru că nu este dat oricui să trăiască o asemenea viață frumoasă și plină de bucurie. Pe de altă parte, cei care nu au șansa unei astfel de prietenii, revenim la Tagore, trăiesc o viață mult sărăcită, o viață împuținată, o viață, nu așa cum zicea Tagore, ca a unor oameni care se mișcă ca niște umbre plutind prin aer, fără având nicio legătură nici cu pământul, nici cu cerul deopotrivă. Sunt fantome, nu? Fantomele vieții. Nici ei nu știu de ce trăiesc, nici ei nu știu pentru ce trăiesc, nici ei nu știu încotro se duc. Și repet, nici măcar cei care vin la biserică nu își asumă prietenia cu Hristos, da. Și asta o vezi din faptul că nu se împărtășesc. E cea mai mare jignire, așa cum v-am spus și în cuvântul despre ospitalitatea euharistică. Hristos pregătește ospățul la ei, ca și cum m-aș duce invitat la cineva acasă și refuz bucatele pe care le-a pregătit cu atâta dragoste și în mod special, nu? Da. Cu dedicație, pentru că știa că eu urmează să vin. La fel și Hristos ne pregătește masa euharistică și noi îl refuzăm, refuzând să ne împărtășim, ceea ce arată că inclusiv în această prietenie ortodoxă, triumfalistă, pe care o declarăm așa sus și tare, oriunde avem ocazia că suntem prieteni lui Hristos, și la această prietenie mai sau ne folosim. Doar ne folosim așa de sfinți, de Hristos, de biserică, când avem o problemă la servicii, în familie, dăm acatist acolo, ăsta, pomelnic, necaz, servicii, boală și atât. Adică tot e o tranzacție de asta, ca și cum dăm comandă pe EMAG de ceva, așa și noi. Dăm comandă de vindecare de boală și tot insistăm până o primim, după care... Până la urmă, discuția din seara aceasta ar trebui să ne... să ne ajute să ne evaluăm relația cu Hristos. Ce fel de prieteni avem noi cu Hristos? E o prietenie din interes? Adică, Doamne, ți-am dat dăni, am venit la biserică, stau acolo 2 ore, dar vreau să-mi faci asta, asta și cu asta. Da. Și asta, și asta, și asta, și asta. Vreau să-mi dai serviciu bun, vreau să măresc salariul, vreau să mă ajut să-mi schimb casa, vreau să înțelegi un fel de negustorie cu prietenul tău, cel mai bun prieten posibil din... Sau îi întorci spatele. De ce? Din aceleași rațiuni pe care le, chipurile pe care le invocă Părintele Iosif, și anume, nu sunt la virtutea, nu sunt virtuos, Doamne. Tu ești virtuos, eu nu sunt virtuos, prin urmare, prietenia dintre noi se încheie aici, nu avem nicio comuniune, nu putem să trăim împreună sub același acoperiș, nu putem să devenim una prin împărtășire. Aceasta o facem. De fapt, recunoaștem că
nici nu tindem către virtuțile evanghelice, nici nu ne interesează. Și asta se vede foarte ușor în comportamentul. Cei mai mulți dintre creștini se duc la Sfântul Maslu. De ce te duci la Sfântul Maslu, nu? Eu nu zic că Doamne ferește că Maslu n-ar fi. Da, da. Dar nu, se duc mai mult la Maslu decât la liturghie. Se duc mai mult. De ce? Pentru că vor să obțină ceva. Vor să primească ceva. Relația de prietenie cu divinitatea și în mod particular cu Hristos este bazată pe interes. Nu pe acea trăire frumoasă, pe acea bucurie. Da, chiar, deci chiar, așa, chiar foarte frumos ați subliniat, Sfânta Liturghie este exact ca un ospăț, adică Hristos ne cheamă, preoții pregătesc pe Sfântul Altar merindele, da? Sfintele Taine, adică le pun în rânduială acolo, ca noi, la finalul Sfintei Liturghii, să ne împărtășim, adică să ne bucurăm împreună cu cel să care ne facem numai cu prietenul nostru. Exact, exact, exact. Da. Și chestia asta presupune, nu știu, oarecare maturitate și responsabilitate din partea noastră. Când la Sfântul Maslu am pus pomelnicul, am dus făina, uleiul sau așa, stau acolo, știu că stau, că durează jumătate de oră, o oră, și la sfârșit am pontat, îmi retrag. Nu? Și mai este un aspect al prieteniei, nu? Că, să zicem că într-un caz fericit te împărtășești, toți se împărtășesc, toți devin Hristofori, purtători de Hristos, una cu Hristos, prieteni ai lui Hristos, dar nu pot să fie prieteni între ei, ei între ei. Asta e mai știți? Da. Adică da. Nu ești la aceeași demnitate, deși și tu și celălalt s-a împărtășit din același potir. Exact. În momentul acela, în fața lui Hristos, sunt la aceeași înălțime, la aceeași virtute, nu la aceeași... Dar totuși, când te întorci către fratele tău din biserică, consider că merită atenție disprețul tău. Și acum, de ce? Că am mai discutat despre asta, dar despre scurt, așa să mai luăm. Când se pune problema așa, împărtășirii, nu? Pe sistem, de ce nu te împărtășești? Păi sunt oprit sau nu sunt vrednic? Păi fă-te vrednic sau fă-te, nu? Fă-ți, pune-ți viața în rânduială, bun, nu te împărtășești acum, dar fă-ți în așa fel încât organizează-ți viața, încât să ai ca obiectiv, da? Peste o săptămână, peste o lună, da? Preună cu duhovnicul, desigur. Să ajungi în rânduială, nu să faci. Adică fă-ți din asta un scop, un sens al vieții. Și după aia să păstrezi starea asta. Nu? Adică e atât de simplu. Adică nu e ceva... Cu oamenii au tendința asta de a complica, de a crea foarte multe ramificații. A, că nu pot, că să vezi, că cu tare. Și... De fapt, noi ne complicăm singur viața, până la urmă. Nu? Și biserica, slujbele biserici, întâlnirea la biserică, ar trebui gândită în termenii aceștia ai prieteniei. Nu neapărat, haideți că de astăzi pe mâine devenim prieteni unii cu alții, nu, dar să lucrăm în direcția prieteniei. Da, să cultivăm. Și să cultivăm prietenia curată de virtuoasă și bucuria întâlnirii. Chiar cuvântul ăsta, a cultiva, din păcate noi, cred că 90% din cei care urmărim, suntem, poate nu mai avem contact cu agricultura în mod direct și nu avem conștiința asta, faptului a cultivării, cât de mult, câte zile trebuie să treacă, câte luni, câtă grijă trebuie să-i oferi. Nu, când cultivi o plantă sau o cultivi ceva, trebuie să uzi la timp, trebuie să faci anumite lucruri astfel încât să crească. Nu? Dar noi am pierdut... prin urbanizarea asta excesivă. Și dacă prietenia sau întâlnirea dintre prieteni presupune bucurie, care se vede, lumină, care se vede pe chip, întrebarea mea este de ce aspectul din bisericile ortodoxe este a unei tristeți sfârșietoare. O mormântare continuă. Da, o mormântare continuă, unor chipuri întunecate, apăsate, frământate, preocupate, poate, dar nici de cum, cum să zic așa, transparente și luminoase, ca atunci când îți întâlnești prietenul cel mai bun. Vedeți? Da. Tema aceasta a prieteniei ne dă de gândit. Exact.
Da, foarte frumos, părinte, și nădăjduiesc să lucreze cu ce am discutat noi aici în sufletele celor care ne-au urmărit, astfel încât și în sufletele noastre, desigur, ca să cultivăm prietenia și mai ales prietenia cu Hristos. Am ajuns la final. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară, dați voi să le mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru răbdare, pentru mesajele foarte frumoase, pentru susținere. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să dați un like, să distribuiți live-ul. Vă reamintesc că în descriere găsiți toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube și țineți aproape. Ne revedem ori mâine seară, ori luni seară, cu ajutorul lui Dumnezeu. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară. Da, uite, n-am inspirație. Nu știu ce să vă zic. Să fim prieteni cu Hristos, să facem în așa fel încât să mergem la ospăț, la masă și să gustăm, să îndrăznim. Uite, vă las pe dumneavoastră să dați cuvântul de final. Am relat ideea de adineaură, adică că asta e esența. Mulțumesc mult, cu drag și o seară frumoasă. Mulțumim din suflet. Mulțumim din suflet. Ne revedem cu bine. Doamne.